Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Tuturor bună seara și bun găsit la o audiție specială. În această seară, dragi prieteni, discutăm lucrurile care s-au întâmplat în ultima perioadă în România, lucruri foarte importante, lucruri care cu siguranță trebuie cu toții să le știm și să le înțelegem. Pentru că, sigur, a fi neinformați, de multe ori, vedeți, mergem în derizoriu. Prima chestiune pe care aș vrea să o punctez în această seară și mi s-a părut extrem de importantă este faptul că judecătorii Curții de Apel din București au decis că dosarul lui Ion Iliescu poate fi trimis în judecat. Wow! Pentru mine este fabulos. Judecătorii au decis asta astăzi. Vă dați seama, magistrații militari, procurorii militari au reușit după 30 de ani, atenție, după 30 de ani au reușit să facă un dosar. Ce multă muncă acolo, îmi și imaginez. Multă muncă, documentare. Deci este incredibil. Mi se pare foarte tare că procurorii au reușit, nu? Să trimită în judecată un dosar după 30 de ani. Eu zic așa se fac dosarele. 30 de ani. Nu un an, nu doi, nu nouă, nu câteva luni. 30 de ani și de aia să vină pensie speciale, să primească și Ion Iliescu sigur să fie în fața magistraților, pentru că nu trebuie. Doamne, dacă vrei să faci un dosar cum trebuie, făceai în primii ani Revoluției, dar atunci nu s-a putut, că nu era voie. Nu, era voie. Acum, sigur, de ochii lumii, ca să... Hai, domnule, să închidem niște guri, facem dosarul Revoluției, îl trimitem în judecată. Eu, totuși, domnul Iliescu are o vârstă. Imaginez că pe la 105-110 ani, probabil că o să fie și o soluție în dosar de achitare, cine știe, de condamnare, nu știm noi. Sau se prescriu faptele, că ele s-au întâmplat acum mulți ani de zile. Așa în România, așa în justiția noastră din România, după 30 de ani, ne trezim că facem dosare. Vă dați seama, eu mi imaginez acolo la parchetul militar câtă muncă, câtă transpirație. Reușit procurorii ea să facă un dosar după 30 de ani. M-aș duce la ei cu flori să-i felicit, m-aș duce la ei, nu știu, cu ciocolată, cu ceva. Eu vreau să fac un frontispiciu. Bravo procurorul militar. După 30 de ani s-a făcut un dosar. Felicitări. Bun. Am simțit nevoia să... Așa? Pentru că mi se pare un lucru care trebuie amintit. Eu sper că președintele Iohannis să ia acte de această situație, să cheme toți procurorii militari și să-i... cum se spune? Ce face domnul Iohannis cel mai mult? Decorează cu Steaua României în grad de mare... Ce? Cavaler? Nu știu. În grad de mare procuror. Felicitări. Bun. Doamnelor și domnilor, tot în aceste zile minunate am mai văzut un lucru. Guvernul pregătește niște măsuri de austeritate. Adică ce? Păi ce? Păi a zis că nu mai vrea cu baluri și cu cântece pe la primării. Ați văzut cum fac primarii? Când se apropie alegerile, când se întâmplă ceva, pac, repede niște băieți acolo care cântă un pic de muzică populară, 10.000 de euro, 20.000 de euro, după aia n-are primăria mai că bani. Cum să facem noi drumuri prin comună? Cum să avem noi trotuare? Dacă ar fi, dacă primăriile din țara asta, toți banii aruncați la gunoi pe show-urile alea și micea din spatele comunelor ar fi băgat aranjarea comunei, în aranjarea edilitară mă refer, nu altfel, adică trotuare, drumuri, tot ceea ce e nevoie pentru o comună, ar fi arătat țara asta a Europa. Așa arată minunat, nu? Păi cum să fie altfel? Dacă procurorii după 30 de ani au avut un dosar, de ce primarii să face altceva? Bun. Asta am aflat. Mai un aspect și apoi intrăm pe fondul problemei. Totuși, pensiile, înțelegem că vor crește cu 13,5%. 13,5%, așa a spus domnul Ciolacu. Și asta discutăm în seara asta, imediat vom intra pe fondul problemei. Practic, pensionarul român va avea un 500 de lei, 200-300 lei, depinde cât va reuși, câte pensii are la bază ca să mărească cu 13,5%. Însă, procurorii, tot ei, și în cazul de față, și cei care au făcut dosarul lui Iliescu, vor ajunge să aibă încă 3.000 de lei în plus la pensie. Deci a venit Ciolacu, le-a tăiat pensie acum cu legea. Noi tăiem legea pensiilor, noi tăiem legea pensiilor speciale. Sigur, n-au tăiat nimica. Dar nicio problemă că magistratul român va primi 3.000 de lei la 1 ianuarie. Încă 3.000 de lei. Cât nu ia un pensionar român, deci cât nu ia un pensionar român obișnuit, mai am plus magistratul român. Ce să zic, foarte bine. Deci în România se întâmplă lucrurile, nu știu, pozitiv așa, se întâmplă lucruri frumoase. Și întrebarea era de bază, cât are nevoie un român, câți bani are nevoie un român să trăiască cu familia, cu soția și doi copii? Cât are nevoie? 10.000 de lei pe lună, ca să fie decent. Cât câștigă un român acum cu o familie, cu doi copii și cât cheltuie? E, discutăm și în seara asta treaba asta. Sigur că da, la românii simpli nu ia special, lucrurile stau foarte, foarte nasol. La ea speciali, încă 3.000 de lei la pensie, se poate, e de unde, Doamne ajută. Bun. În această seară, dragi prieteni, în platou împreună cu noi,
Doamna Doina Barcari, membru fondator Asociația pentru Drepturile Pensionarilor. Sper că nu e special, doamnă. Ba da, numai special cei care au muncit toată viața. Vedeți, parcă suntem totuși. M-am speriat așa un pic câteva secunde. Păi, dar sunt speciali. Și domnul Iulian Surugiu, președintele Partidului Patrioților, tot special din România. Bună seara! Bună seara! Nu special, chiar tot special. Eu pot să fiu de acum istorie, că sunt bătrân. Și pe Skype se alătură doamna Doina Pârcălabu, fosta casei de pensii din România. Bună seara! Bună seara! Da, dumneavoastră ați mai fost la noi la emisiune, ne bucurăm că ne revedem. Bun. Mulțumesc. Încep cu dumneavoastră, doamna președinte. Dumneavoastră ați fost un timp îndelugat la Casa de Pensii, ați cunoscut această instituție și știți lucrurile foarte bine cum funcționează acolo. Am văzut astăzi declarația, astăzi, zilele astea, când au fost o serie de declarații pe care le-au avut diversi actori politici, în special domnul Ciolacu, care a spus în clar, vor crește pensiile cu 13,2%. Bun. Întrebarea e simplă aici. Crezi, ca să lămurim, ca să nu facem nicio discuție în neacord cu adevărul, cresc toate pensiile sau doar anumite pensii? Ce fac magistrații în ecuația asta? Ce fac polițiștii, militarii și românii de rând? Dacă vorbim de creșterea pensiilor ca urmare a modificării valorii punctului de pensie, atunci se majorează pentru toate persoanele care au o pensie stabilită pe bază de puncte. În speță cei 4,8 milioane de pensionari. Dacă discutăm de pensiile acelea de serviciu la care dumneavoastră făceați referire puțin mai devreme, acolo lucrurile sunt mult mai diferite față de pensiile celor mulți, ca să spun așa, cei care atunci când li se calculează pensia, li se ia în considerare întreaga activitate și se calculează punctajul mediu cu 5 zecimale și fiecare zecimală contează. Dar contează foarte puțin, din păcate, atunci când se determină cuantumul pensiei. Pentru că, de exemplu, în cazul magistraților care ies la pensie la vârste mult mai timpurii decât toți ceilalți, cei mulți, atunci lor nici nu li se calculează pensia pe baza de contributivitate, pentru că nu îndeplinesc condiția dată de sistemul public. Și atunci ei rămân până la îndeplinirea vârstei standard, rămân cu pensia de serviciu fără a li se determina și latura contributivă. Deci lor nu li se majorează acea parte contributivă pentru că nu au calculată decât în momentul în care ating vârsta standard de pensionare. Numai că, ce să vezi, în cazul lor lucrurile au o altă lege de funcționare. Pensiile lor se actualizează de fiecare dată în funcție de modificarea salariilor celor aflați în activitate. Și eu am văzut cazuri în care, la un interval de 6 luni, o pensie foarte generoasă de vreo 32.000 ajungea la 38.000 de lei pentru o persoană care avea puțin peste 50 de ani. Iată că în unele situații se poate și înseamnă că atunci nu se mai pune întrebarea dacă există surse de finanțare a plății pensiilor. De fiecare dată această discuție este invocată în cazul celor mulți, pentru că da, ei fiind mai mulți, deși pensiile lor ca și valori statistice sunt destul de mici, influența pe bugetul statului, și aici mă refer ca influență determinată de acea subvenție pe care bugetul asigurărilor sociale de stat o primește de la bugetul de stat, este una consistentă. Numai că să nu uităm că pensionarii actuali nu au nicio vină pentru această situație. Absolut, ei, nimeni nu spune de-a lungul asta, timpului, da, și-au plătit contribuțiile și au mare parte dintre ei au contribuit la construcția tuturor obiectivelor industriale care în ultimii 30 de ani au tot fost vândute și valorificate, mai mult sau mai puțin eficient, iar la fondul de pensii nu s-a transferat nimic din aceste valorificări. Doamna Barcari, și de fiecare dată îi judecăm dacă putem să le plătim pensiile din contribuțiile încasate. Numai că și atunci când discutăm de contribuții, ați văzut, astăzi, de exemplu, era discuția pe salariul minim în construcții și în agricultură. Discutăm de valori
în ceea ce privește taxarea pe muncă și atunci, pe bună dreptate, patronatele vin și arată faptul că taxarea muncii este foarte mare în România. Și suntem în această, în acest echilibru fragil în care pensionarii sunt arătați cu degetul că se consumă foarte multe fonduri pentru a li se asigura aceste drepturi. Pe de altă parte, vocea lor este tot mai surdă, tot mai surdă datorită neputințelor și greutăților cu care se confruntă zi de zi pentru a-și asigura traiul într-o manieră cât mai decentă. Așa cum pot, mulți dintre da, ei. Doamna Barcari, ce se întâmplă? Cum înțelegeți dumneavoastră această situație? Creștem pensiile, cresc pensiile și în zona specială. E suficient acest procent de 13,2%? E un procent, pentru că noi am auzit, iertați-mă, noi am auzit anul trecut, în tot la această emisiune eram și discutam cu, în mai multe ediții aceste emisiuni, discutam despre ce se întâmplă. Avem inflație foarte mare, erau prețurile în ceruri, oamenii nu mai aveau bani să-și plătească întreținere, medicamente și guvernul a mărit pensiile cu o sumă foarte mică de bani, așteptându-le, nu? Sigur, cereau și mai mulți oameni din zona, sigur, din zona pensionarilor aveau lideri care vorbeau în contextul și spuneau, domnule, nu se poate să primim 6%, 7%, 10% când e 18-20% inflația. Și acum ne-au spus tot anul trecut, domnule, nu, e nicio problemă, la anul creștem cu cât e acum inflația și nici măcar nu s-a crescut cât a fost inflația, sau la 13%. Totuși, cum vedeți dumneavoastră treaba asta? Suntem o masă de sacrificiu, cei care au muncit, așa cum doamna Pârcălab în mod foarte bine a analizat situația și a zis foarte bine toate lucrurile pe care le-a punctat. Noi suntem cei care am construit, noi suntem cei care din munca noastră s-au vândut, nu știm cum, și nu știm spre beneficiu a țării, dar și a noastră cum, au fost vândute niște valori industriale inimaginabile. Dacă vreți, din zona Bucureștiului, de aici, până am avut o zonă industrială extraordinar de puternică, care acum nu mai e. Ori e teren gol, ori sunt niște construcții. Uitați-vă, era... Și văd, apropo că e vorba de agricultură foarte, foarte accentuată în momentul ăsta. Păi aveam parcul industrial Semănătoarea, unde aveam utilaje, adică aveam dotație tehnică ca să producem utilaje, aveam serviciu de cercetare și inovații și vindeam utilaje agricole până în Africa. Acum, în parcul ăla, nu mai e nimic. Dezastru, au terminat tot, sigur. Nu mai e nimic. Da. Da, și asta este un exemplu subțirel. Păi toată această vânzare, ce beneficiu a adus țării? Ce fonduri au fost introduse în fondurile și de pensie? Pentru că ar fi trebuit să existe o soluție de rulaj de sume care să alimenteze și fondul de pensie. Pentru că fondurile vechi, fondurile sociale de pensie, de care n-avea voie să atingă nimeni, au dispărut, au fost băgate în trezorerie. Ori ele au fost create cu 200 de ani în urmă, ele au funcționat prin autoinvestire, erau atât de mari că puteau să asigure plata pensiilor pe 5 ani fără contributivitate. Pentru ce s-a renunțat? Ce teorie fantastică a putut să justifice renunțarea la această valoare economică și financiară care venea să degajeze țara de o grijă, de o obligație de a asigura pensia din problematica directă a țării? Erau moștenirea dumneavoastră. Pentru că fondurile astea erau moștenite de dumneavoastră. Nu trebuia să plătiți, să ne plătiți nouă pensiile. Noi, le aveați și dumneavoastră asigurate, cum le aveam și noi. Așa, dumneavoastră îmi plătiți mie pensia, dumneavoastră o să vă plătească dacă tinerii ceilalți. Dacă. Dacă trebuie. Pentru că este obligația statului. Cum să spun, această contributivitate este un contract pe care cetățeanul îl are cu țara lui. Și țara lui trebuie să-și respecte această obligație, acest contract, pe care deocamdată nu-l justifică, nu-l respectă. Că n-are bani, că nu poate, că mai așteptați puțin, că răbdați atâta, că suportați asta. Dar noi nu prea mai avem cu probleme, adică noi avem mari probleme cu timpul. Pensionarii au mari probleme cu timpul. Noi nu mai putem să așteptăm 5 ani, 10 ani, 7 ani. Pentru că eu nu știu ce o să se întâmple peste o lună.
deja suntem la vârsta în care nu mai deținem proprietatea lunii care urmează. Da, mă uit la părinții mei, 70 de ani. Știu să ce, vă trăiască, și eu am 73 de ani. Știu ce e acolo, și eu înțeleg perfect ce spuneți. Noi vrem să fim optimiști, noi credem că toată lumea va trăi și va fi bine. La vârsta asta nu știți câte încheieturi aveți. O să le aflați mai târziu, sunt foarte multe. Și o să vedeți că acum zburdați pe scări și săriți câte 2-3 trepte, cum o făceam și eu. Deja la vârsta mea mă uit la fiecare treaptă și când ajung la etajul întâi, sunt terminată. Asta contează, pentru că nu mai poți să mergi așa de ușor, nu mai poți să faci o serie de treburi, nu mai poți să produci, nu mai poți să muncești cum munceai înainte. Și lucrurile astea te blochează, îți creează probleme. Da, vezi, dumneavoastră, sunt foarte mulți oameni pensionari, oameni în vârstă, care sunt nevoiți, doamnă, domnule, sunt nevoiți să meargă la al doilea job, domnul Surgiu. Da? Să merg la al doilea job, la al doilea serviciu, adică am văzut oameni la 65-70 de ani, sunt, doamne, iar n-am nimic cu nimeni, dar sunt la pază, la mol. Sigur că nu fac oamenii acolo, nu o să se bată cu nimeni, dar săracul, loc să umți de acasă, să mai cu nepoții, să stea acasă, da? Cu familia, trebuie să-mi vină 8 ore pe zi sau și noaptea de multe ori, cu 3 schimburi. Că ei sunt într-o situație foarte gravă. Gândiți-vă că sunt pensii atât de mici, încât două pensii mici nu asigură traiul decent. Și sunt cu familii de 2 pensionari, care cu o săptămână înainte de următoarea pensie nu mai au un leu în casă. Se duc la casele de împrumut, la CRE-urile. Așa, și împrumută 25 de lei, pentru că doar atât știu că pot, au capacitatea să-l dau înapoi. Să te duci să împrumuți 25 de lei după o viață de muncă. E umilitor. Asta e dimensiunea. Dar gândiți-vă că rămâne o singură persoană cu pensia aia mizerabilă. Cum poate trăi? Nu știți ce sacrificii inimaginabile fac. Cum mănâncă prost. Nu-și mai au medicamente. Au ajuns să se umilească, să se roage de farmaciști, să li se dea medicamentele care trebuie aruncate cu termene depășite. Să le dea acele medicamente. Doamne ferește! Păi nu, Doamne ferește, am ajuns aici. Aici au fost adus cetățeanul român de toate guvernele României. Domnul Surgiu. Despre pensii sau despre ceea ce se întâmplă în România? Mergem pe pensiile. Deci, după 33 de ani, suntem în această situație critică din punctul meu de vedere și nu numai al meu, a milioanele de români. Suntem într-o situație în care trăim din împrumuturi ca și țară, pentru că nu avem și n-am fost în stare până la urmă să facem, să menținem cel puțin, să băgăm tehnologie nouă în uzinele care să le aveam. Exploatăm. Nu mă întrerupe, te rog frumos. Nu, hai să spun, îți dau telefonul meu să citești de la colegii mei feroviari ce mesaje am, că noi toată ziua ne comunicăm. Păi se duc ceferiștii mei prin toată țara și noi venim cu elemente tehnice. Suntem disperați, suntem îngroziți, suntem... Vă nu rog. Știu cum să spun. Și ce să mai discutăm? Cu mine n-ai cum. Păi, te rog frumos. Deci, revenind... Deci suntem în situația asta, poate și noi, și nu poate. Sunt convins că și pasivitatea mea și a multora dintre români ne costă. Pentru că le-am permis celor care ne-au guvernat să ne aducă în situația asta, să trăim din împrumuturi, să nu mai avem o economie reală. Dar asta trebuie începută discuția. Da? Pensiile. Deci statul român, pe timpul nostru, munceam și 14 ore pe zi, eu așa am prins și am trăit și mâncam în foarte multe zile o conservă de pește sau o tocană de legume și lucram în condiții fără grele. Restaurante și... Ce restaurante? În ultima perioadă, spre 89, lucram la canal Dunărea Marea Neagră București la Budești. Plecam la ora 6 dimineața din Crângaș cu autobuzul. Ne opream la Brâncoveanu, cumpărau muncitorii mâncare și în 88 Ceaușescu a dat un ordin în care vânzătorii nu ne mai dădeau decât 200 de grame de salam. Ca să nu rămână magazinul gol, probabil. De... 200 de grame de salam, am atât trăit-o asta, voie. Atât aveai voie, da? Și o pâine. Și pâinea pe cartelă și așa mai departe și munceam, repet, 12-14 ore pe zi, inclusiv sâmbăta și de foarte multe ori duminica până la ora 12. Non-stop. Deci, adică cultul muncii era foarte bine determinat. În loc să băgăm tehnologie nouă și aveam, de exemplu, vă dau un exemplu, că tot a zis la vremea respectivă domnul Roman că industria noastră e un mormon de fiere, trebuie dat la fier vechi. De exemplu, eu știu că în IMGB-ul
Oh, da. În IMGB-ul erau... O instalație de sudură în argon, industrială, singura, și aveam comenzi și cu Finlanda și cu Suedia pentru sudură pentru inox. Nu mai avem. Erau instalații noi, aveam strunguri electronice, da. Deci strungarul... Adică la nivel... De mare performanță. Strungarul intra pe program, dădea comandă și stătea până când se termina piesa, da? Doar supraveghea. În anii 1989, și nu poate să mă contrazică nimeni, pentru că am trăit acele vremuri. Mai mult decât atât, fac o paranteză și dau un exemplu, ca să înțelegem că am fost jefuiți de către politicieni și ei, cu ajutorul lui Dumnezeu, vor trebui să răspundă, da? Pentru că banii ăștia există, sunt undeva, fie în imobiliare, fie în offshore-uri, fie duș. Există undeva, pentru că n-au putut să-i cheltuie, da? Iar procurorii trebuie să-și facă treaba. Vă dau următorul exemplu. Nu știu dacă știți dumneavoastră, exista în 1988-87 combinatul de fire sintetice de la Săvinești. Dom'le, combinatul ăla avea ultima tehnologie adus acasă de către băieții de la serviciile speciale ale noastre, din Franța. Combinatul de la Săvinești astăzi e ruină, nu funcționează. Același combinat în Franța funcționează și astăzi, cu acea tehnologie. Da? Deci am înghițit foarte mult. Revenind la ideea de bază, noi trebuie să înțelegem că barcarii, doamna președintă, domnul care... Avem o grămadă de specialiști în pensii, da? Sunt convins și nu numai în pensii. Trebuie să avem sursa financiară ca să avem ce împărți. Dacă nu vom creona economia reală și să noi știm, ca partid politic spun, știm ce potențial economic avem, da? Și trebuie făcut. Da? Să-mi fie cu iertare, Uniunea Europeană trebuie să ne ajute pentru și să fim europeni și noi. Adică nu dau subvenția în Franța 500 de euro la un fermier și dau 200 de euro la fermierul român. Da? Noi nu acceptăm așa ceva. O ticăloșie mare din partea europeană. Încă mai există. Avem termin imediat. Avem sistemul de irigații care trebuie pus la punct. Imediat, vă dau un exemplu aici ca să vorbim pe soluții și vorbe, de exemplu canalul din Comuna Mănăstirea, făcut pe timpul regelui Ferdinand, l-a făcut la 3 metri adâncime, Ceaușescu, așa nebun cum a fost el, Dumnezeu să-l ierte acolo, l-a adâncit la 5 metri, astăzi, dacă mergeți cu mine acolo, puteți să mergem să filmați, am și poze, apa în acel canal e între 0 și 40 de centimetri. Deci nu am făcut absolut nimic. Și mai vreau să spun ceva, că dacă vom ajunge, în afara faptului că le luăm banii înapoi și vor fi pedepsiți, cei care lucrează la stat și sunt plătiți din bani publici, adică taxe, impozite și așa mai departe, va exista atât pentru salariu, cât și pentru pensii, un minim și un maxim. Nu poți, din taxe și impozite, să dai un salariu de 2000 de lei lui amărâtul ăla care îți muncește 8 ore sau 10 ore, să-i dai 2000 de lei, și la un domn care a făcut 2-3 facultăți și a plagiat un doctorat, să-i dai 20.000 de dolari. Ia că se poate. Nu se poate. La noi nu o să se mai poată. Doamna președinte, Doina Părcălăbescu, să vă întreb un lucru cu siguranță. Sunteți unul dintre specialiștii mari României în zona pensiilor și înțelegeți foarte bine domeniul. L-am ascultat pe domnul Ciolacu spunând evident în subiectul acesta al mării cu 13,2% a pensiilor că inechitățile vor fi reparate prin noua lege a pensiilor. Legea asta pe care stă să vină, nu știm când, că tot ne amenință cu ea de mai multă vreme. Când va fi ea în funcțiune, credeți că așa cum e și cum dumneavoastră o cunoașteți, la nivelul la care o cunoașteți, va repara inechitățile, adică vom ajunge să fim și noi liniștiți și să ne mai uităm, nu știu, să uite oamenii, să fie ură între români, să uite românii la alți români că au pensie de 50.000 de ori mai mare și n-au muncit nimica și alții care au fost la canal și au muncit și au ridicat România asta în gloria ei să aibă 2 lei. Adică aici e întrebarea, aici e cheia.
Sunt două lucruri pe care aș vrea să le clarific. Pe de o parte, indexarea pensiilor, și aici fac chiar și precizarea că discutăm doar pensiile bazate pe contributivitate, care au ca și regulă de indexare 100% inflația ca rată medie anuală a ultimului an cunoscut, deci în ianuarie, dacă se va lua decizia majorării valorii punctului de pensie începând cu luna ianuarie, ultimele date cunoscute sunt cele din anul 2022, când inflația a fost de 13,8, iar la formula aceasta se adaugă la 100% inflația 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut pe economie, care în anul 2022 a fost de minus 2,2. În această situație nu se mai ia în considerare influența evoluției câștigului salarial mediu brut pe economie. Deci, inflația care ar trebui să fie luată în calcul este cea de 13,8. Dacă vorbim, și aceasta se aplică tuturor pensionarilor, cum spuneam, care au pensia determinată pe bază de punctaj. Dacă discutăm de recalculare care să elimine inechitățile, aici avem două tipuri de inechități care trebuie tratate distinct. Și cred că de aici s-a și creat confuzia atunci când în Planul Național de Redresare și Reziliență s-a stabilit ca și obiectiv eliminarea inechităților. Pentru că, pe de o parte, avem inechități în sistemul public de pensii, pe care voi încerca să le explic după aceea, și avem inechitățile dintre cei mulți, cei care au pensia determinată pe bază de puncte, și cei care au pensiile determinate, și exemplul cu care dumneavoastră ați început emisiunea este elocvent, determinate după alte reguli, când li se ia în considerare fie ultimul salariu, și acolo s-au făcut abuzuri în sensul că în ultima lună de activitate s-au introdus tot felul de sporuri. Și-au schimbat poziția, adică au fost, iertați-mă că au fost, de exemplu, nu știu, anumite funcții și au plecat în funcție de conducere. Sigur, și atunci ultimul salariu a devenit de la, nu știu, 10.000 de lei, avem 20.000 de lei. S-au păstrat niște și plecând de la, de la un stagiu de 25 de ani, de exemplu, în cazul magistraților, cu o pondere de 80% din baza de calcul dată de ultima lună de venituri, și orice an lucrat în plus peste cei 25 adaugă câte 1% la acea regulă de calcul de 80%. Deci, în condițiile în care, în sistemul public de pensii, ca valori statistice, noi nu am putut să ne atingem obiectivul de a avea valoarea punctului de pensie ca reprezentând 45% din salariul mediu brut pe economie. Și atunci, în 2010, s-a modificat legea și suntem în prezent cu această lege care a avut alte reguli în ceea ce privește stagiile de cotizare și evoluția valorii punctului de pensie. Deci, eu cred că nu ar trebui să abandonăm discuția despre eliminarea inechităților dintre cei mulți care au pensiile mult mai mici și cei puțini cu pensii foarte, foarte mari, mult mai mari chiar și pentru țări dezvoltate din Uniunea Europeană, în care pensiile au alte valori, iar ei se situează probabil în topul pensiilor de serviciu. Deci această discuție n-ar trebui să fie abandonată, cu atât mai mult cu cât și legea pe care România și-a asumat-o tot prin Planul Național de Redresare și Reziliență, vine și ajustează foarte palid anumite excese în ceea ce privește, pe de o parte, cuantumul, iar pe de altă parte, condițiile de acces, pentru că aceste persoane au accesul la pensie la vârste foarte timpurii, în condițiile în care în sistemul public discutăm în continuare de majorarea vârstelor de pensionare. Revenind la eliminarea inechităților în cadrul sistemului public de pensii, acest lucru poate fi depășit în mare parte preluând regula dată de legea 127 din 2019, unde elementul de calcul nu îl mai reprezintă punctajul
numărul total de puncte și mare parte din inechități vor fi eliminate. Aici, în schimb, se pune în discuție faptul că pentru a elimina aceste inechități nu se pot diminua anumite cuantumuri și atunci se merge pe regula de a adăuga celor care au fost vitregiți, ca să spun așa, în ultima perioadă, sume în plus, ori această echilibrare presupune costuri pe care statul va trebui mai devreme sau mai târziu să găsească soluții și să rezolve această discuție care de 2 ani este tot mai pregnantă în societatea românească. De aceea, marea majoritate a pensionarilor trebuie să se uite la această regulă generală de actualizare a pensiilor și nu pe partea de recalculare, unde doar o parte vor avea de câștigat și câștigurile vor fi mai mult sau mai puțin semnificative, dar vor rezolva problemele de natură morală, ca să spun așa. Vă rog, cine vrea să aibă un comentariu? Adevărul este că dacă stați să vă gândiți, toată povara asta a sacrificiilor e trecută în cârca pensionarilor și a salariaților care nu pot să-și apere drepturi, că n-au o lege pe care să se bazeze. Pentru că, cum să vă spun, legea care vine să apere drepturile de muncă și de salarii și de plata muncii este făcută ca să apere, cum să vă spun, luând în considerație că munca este cel mai prețios produs al omului pe care el și-o vinde. Acum, ce-mi pasă mie ca cetățean dacă eu mi-o vând la stat sau la privat? Eu vreau să fie corect plătită. Dar privatul, dacă are posibilitatea să-mi plătească mai puțin, o va face, dar asta înseamnă că mă exploatează. Deci el trebuie să fie pus în fața legii încât să respecte un anumit nivel sub care să n-aibă voie să dea. Pentru că înseamnă că nu-mi cumpără munca cinstit. Asta înseamnă legea salarizării. Și ea trebuie să fie făcută. Pentru că de-aia ne pleacă... Eu sunt de acord cu tine. Dar hai să facem următorul lucru în prima fază. Haideți să separăm asistenții sociali. Da? Că ea nu sunt pensionari. Păi până în 2005 au fost separați. Dom'le, hai să-i separăm. Păi, dar au fost separați. Că sunt 1 milion și ceva. Dar nu a fost ideea noastră să-i bagem fondul de pensii. Dom'le, hai să-i separăm, da? De acord. Haideți să facem ceea ce am spus eu mai devreme, să nu dăm cu salarii așa. De acord? Da? De acord. Păi tocmai asta face legea. Asta face legea. Nu lasă statul să dea mai mult. Păi hai să o rezolvăm întâi cu statul, da? Nicio problemă. Firmele românești astăzi, cele mici, de acord, da? Sunt cele care dau 80% păi ai dreptate. Din PIB-ul României. Da, dar da? Așa cum patronul plătește... Iar firmele străine... Corporațiile sunt pe zero. Sunt fără venit. Păi, dar n-au, și dau doar 20%, zero, da? Zero profit. Despre ce vorbim? Au zero profit. Noi știm foarte bine ce avem de făcut, înțelegeți? Sigur că da. Pentru că nu poți să-ți bagi joc la infinit de niște cetățeni care muncesc, da? Și din și aceste motive oamenii pleacă din România pentru și că nu au specialiștii pleacă. Nu au un stat. Nu au un stat civilizat, nu au un sistem de educație corect. Nu au un sistem medical. E praf sistemul medical. Praf! N-au fost în stare. Am împrumutat 165 de miliarde. Da? De și euro. Ce am făcut cu de ele? De euro. Ce s-a întâmplat? Eu sunt luptător anticomunist. Deci din punctul meu de vedere, mai spun o dată, public, lucrurile bune din comunist trebuiau păstrate. Și dezvoltare. Eu, luptător anticomunist, care am stat în pușcărie ca să poată să vorbească barcare liberă acum la televizor, da? Deci știu ceea ce înseamnă. Dreptul la libera exprimare. Și atunci trebuiesc lucrurile astea făcute și ușor, ușor, cel puțin să găsim soluții, copiii, tinerii, să nu mai plece. Dom'le, ce mă împiedică? Să-și poată trece... construi o viață ce mă aici, împiedică da? Pe mine... Să dau din la Agenția Domeniului Statului, să dau 20 de hectare unui tiner care vrea să devină fermier și 10 ani de zile să nu iau niciun impozit. Dom'le, de ce dau la cetățeni străini milioane de hectare arabil și plătesc doar 600 de kilograme de cereale și românului ăsta amărât copiilor noștri nu dau nimic? Adică soluții avem, numai că trebuie să există și voință politică.
De acord cu doamna președintă sau doamna Varcare, că au ieșit la pensii la 47 de ani. Da. Da? 45 de ani. În plină forță profesională. Domnule, dar cine a făcut-o? Lucrul ăsta? Nu politicienii prin legi organice? Tu ești politician, eu nu sunt. Domnule, politicienii au făcut-o. Păi, fie șantajați. Au făcut legi organică, legi ordinare, îmi pare rău, sau și speciale. Organice au dat. Organice nu, sunt doar astea două. Și au dat legi Varcare, speciale. Varcare, nu mai mă contrazic. Dacă îți spun că știu. Ori fie că au fost șantajați politicienii și au acceptat astfel de lucruri, ori au fost nepregătiți să nu jignesc pe nimeni. Da? Dom'le, ați adus aminte de procurori și judecători. Deci vreau să fiu foarte clar și mi-asum. Și mi-asum ceea ce spun, ca politician. Ceilor care au deja pensiile astea, sunt în plată, nu poți să le mai iei niciodată. Decât dacă schimbi Constituția și așa mai departe. Absolut. Da? Deci... asta e gargara electorală cu pensiile speciale. Am avut-o și în campania anul trecut. Totdeauna a fost dar așa, prima dată. Din programul, și am băgat-o în PNRR în ca programul să ne pună bețe partidului, Partidului Patrioților, avem așa. Judecătorul, procurorul, polițistul, militarul, da? În funcție de ceea ce lucrează, dom'le, îi dai un salariu bun, îl ții la lucru, pe judecători și procurori, ei poate să judece până la 60 de ani. Fără probleme. Fără niciun fel de problemă. Forță. Da? Fără niciun fel de problemă. Chiar din contră, mai cerebrali, mai pregătiți, mai maturizați. Dar îi dai un salariu bun, să n-aibă grija zilei de mâine, dar să-și permită să meargă în vacanță, să aibă mașină, da, și așa mai departe, tot ce-i trebuie, și o pensie decentă, da? Nu poți să-i dai pensia mai mare de două ori decât nimeni a spus salarii. Că eu nu vreau nebunie. Să înțeleagă nimeni. Eu e o nebunie. Noi aici nu avem nici cu magistrații. Dar niciodată. Nici eu, Doamne ferește, eu am deci, spus și mi-asum ceea ce spun. Țara asta are nevoie de magistrați, are nevoie de procurori și la rândul lor, acești oameni, pentru că asta e viața, ajung la o vârstă când trebuie să iasă din sistem, să lase loc celor tineri și pensia să fie una cinstită, corectă și meritată. Dar nu poți să vii cu dosare după 30 de ani să le dai, să le trimiți în judecată. Nu poți să nu trimiți dosare în judecată și România odată a pierdut bani că nu coruptul a furat, a luat șpagă. Tu l-ai prins, ai cheltuit bani odată cu el ca să-l dovedești, dar judecătorul n-a mai apucat pentru că s-a prescris, dar tu vrei pensie specială, vrei salariu mare. Adică dacă tu nu ți-ai făcut treaba, nu ți-ai făcut munca, nu meriți pensie specială, cu toată dragostea, cu tot respectul. Dar cine a muncit? Magistratul, judecătorul, procurorul, cine a muncit să primească și pensii speciale și salarii speciale, cum vor ei să le denumească, însă pe merit, pe drept, pe muncă și evident coroborate, doamna președintă, Doina Părgăscu, coroborate cu economia României. Eu așa cred că pensiile speciale și nu numai, dar pensie de serviciu trebuie să fie coroborate cu economia României. Nu poți să vii cu o pensie în România care e coroborată cu economia Germaniei, pentru că mi se pare absurd. Da, așa, numai că vedeți, acolo lucrurile au fost scăpate de sub control și nimeni nu a venit să stopeze fenomenul. Să ne aducem aminte că în 2010, începând cu 2010, când s-a încercat suspendarea și eliminarea pensiilor de serviciu, s-a reușit pentru toate categoriile profesionale care aveau astfel de drepturi de asigurări sociale, mai puțin pentru magistrați, pentru că a venit Curtea Constituțională și s-a pronunțat în sensul că legea este constituțională dacă drepturile lor nu sunt atinse, pe de-o parte. Dar asta nu înseamnă că nu se putea opri, de exemplu, mecanismul acesta de actualizare în permanență în funcție de veniturile câștigate, multe dintre ele în instanță. Adică avem drepturi salariale câștigate în instanță de judecători decise de colegi de-ai lor sau poate chiar de ei însăși și care vin și actualizează și pensiile. O regulă trebuia acolo schimbată cel puțin această regulă. Pe de altă parte, vârsta, după părerea mea, o persoană la 50 de ani este în deplinătatea absolut capacității de muncă, poate are acumulat experiența necesară ca să aibă niște acte, mult mai, niște decizii mult mai bine fundamentate. Nu discutăm de activitate fizică care să presupună uzura fizică a unui organism. Dar suntem în situația pe care o tot discutăm și toată lumea a ajuns la concluziile că nu avem cale de ieșire. Aș vrea să fac acum o discuție legată de pensia minimă. Pensia minimă
este o măsură de protecție socială și cei doi invitați ai dumneavoastră din studio au precizat în mod corect faptul că trebuie separate lucrurile. Dacă în 2009 a fost introdusă această pensie minimă, după aceea corectată ca și indemnizație, pentru că denumirea corectă este de indemnizație socială minimă, ea vine și se acordă celor care au calitatea de pensionar și au pensiile foarte mici. Și este o formă de sprijin în completare până la un anumit cuantum. Pensia minimă, practic, ea nu se stabilește plecând de la valoarea punctului de pensie. Aici este o decizie politică care se ia an de an, care este cuantumul până la care bugetul de stat vine și completează veniturile celor cu pensii foarte mici. Iar în sistemul public de pensii s-a mai produs un lucru care, după părerea mea, nu trebuia să se întâmple. S-a ajuns în situația în care avem pensii și de un leu. Prin faptul că există pensie de un leu? S-a întâmplat tot printr-o decizie a Curții Constituționale, s-a eliminat stagiul necesar în cazul pensiei de invaliditate. Și s-a ajuns în situația în care persoane care au probleme de sănătate, dar nu au lucrat niciodată, capătă calitatea de asigurat prin încheierea unui contract de asigurare și plătesc contribuția de asigurări sociale o lună, două, un an, devin beneficiarea sistemului public de pensii, pensia calculată pe elementele care au fost pentru o perioadă foarte scurtă de timp, nu duce decât la un cuantum foarte mic de 10 lei, 100 de lei și atunci acele persoane sunt beneficiare ale pensiei sociale minime. De aceea lucrurile trebuie și când discuțiile se poartă cu privire la pensie și pensia minimă, trebuie să avem în vedere că există chiar și în sistemul public de pensii diferențe foarte mari, dar ele sunt drepturi de natură contributivă și este firesc să existe diferențe foarte mari între o persoană care a contribuit doar un an și o persoană care a contribuit și a lucrat 45 uneori și 50 de ani sau lucrează până la sfârșitul vieții. De aceea ele nu trebuie să amestecate, iar discuțiile care spun că vom mări într-un raport mai mare pensiile mici și cu alt procent pensiile mari sunt lucruri care nu au legătură cu principiile după care funcționează un sistem de asigurări sociale. Da, mulțumim. Iar mecanismul, și de ce s-a ajuns aici? Tot prin decizie politică, pentru că mecanismul care era prevăzut în varianta inițială a legii, doamna Părgălbeț, trebuie să vă opresc, să nu conducă la pensii foarte mari, a fost eliminat. Da, trebuie să oprim, vă opresc din păcate, pentru că limitare. Timpul nostru de emisie a expirat, da, ne-am intrat în subiect, este foarte important și eu voi face tot ce pot, poate chiar în loc cu invitații în această seară să mai revenim pe această temă, pentru că e foarte, foarte importantă. Așadar, mulțumim pentru că ne-ați urmărit, a fost o ediție importantă, o ediție specială a 7 TV și cu siguranță aceste lucruri vor fi repuse pe tapet, pentru că ele trebuie lămurite în beneficiul nostru al tuturor. Mulțumim că ați fost cu noi în această seară, noapte bună! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.